Cazul Ionelei Hurmuz, fata care și-a pierdut copilul la maternitatea Nibotoșani, continuă să aducă la suprafață noi detalii șocante. Socrii fetei susțin că pruncul a fost omorât de medicamentele ce i s-au administrat fetei de medicii de la secția de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Mavromati. Reamintim că Ionela provine de la casa de copii și luptă cu o boală grea incurabilă. Tânăra este purtătoare de HIV-SIDA. După o copilărie grea, viața Ionelei a luat o întorsătură mai bună după ce a părăsit instituția statului și a început o viață independentă. Între timp l-a cunoscut pe Ionuț, s-au căsătorit și parcă Dumnezeu a binecuvântat-o. Ionela a rămas însărcinată. În scurt timp, ghinionul a revenit în viața tinerei, a pierdut sarcina. A mai avut o încercare, dar nici de această dată copilul nu a supraviețuit în pântecul mamei. Proaspăta familie a decis să nu cedeze greutăților și după un timp au mai conceput un copil. Ca să-și păstreze copilul în viață, Ionela a decis să se interneze la secția de boli infecțioase. A stat mult timp sub supravegherea medicilor, dar și de data aceasta totul a fost în zadar. A treia pierdere a sarcinii i s-a părut dubioasă soțului Ionelei. Ionuț Hurmuz susține că de moartea copilului său sunt responsabili medicii. Eu când m-am aduceam pe la ea, nu mă dădea de voie să mă duc să o văd, că ce caut aici, că așa, dar i-am spus, domnule, eu soțul ei, cum ce caut aici? Și apoi tot o pistonă la cap, că și îți trebuie copii, că tu nu știi să-l crești. Petru Hurmuz, socrul tinerei, susține că fata a primit nenumărate presiuni din partea cadrelor medicale. Își bătea joc din trânsa că și străbea ție copil și străbea așa. Și în primul rând, și a fost și nevastă mea, am fost cu ea la control, la medicul de ei, la contagiu, așa acolo. A fost, a vorbit cu ea, a spus că aveam vreo 3-4 luni. A spus copilul normal și asta, și eu spus soția că îl ia acasă, crește și asta, nu aveți nicio grijă. Așa ia dintr-o dată, așa ia. Dar cum nu se poate naște un copil din asta, eu nu pot să-mi dau seama unde trăim. Nu doar socrul fetei este de părere că fata a primit un tratament greșit din partea cadrelor medicale. Soacra Ionelei, Elena Hurmuz, i-a contactat pe jurnaliștii de la Somax TV și a spus că pruncului i s-a făcut necropsia și s-a depistat că a murit din cauza hemoragiei interne. Femeia este de părere că micuțul a decedat din cauza pastilelor ce i s-au administrat fetei la secția de boli infecțioase. S-a dus la contagiu și acolo și nu a avut nimeni grijă de bunta. Și pentru că a pierdut copilul ăsta, care copilul ăsta trebuie să trăiască, da? Era un copil nevinovat. Eu am făcut injecții, eu am dat o pastilă care nu trebuie să o deie. Uitați, mora este lângă mine aici, care umbla urma ei, ca să iei pastila și îi spune să caște gura, pentru ca să iei pastila aia. Elena Hurmuz a precizat că medicii i-au prescris Ionelei un tratament, spunându-i că acesta este favorabil pentru fătul nenăscut. El îi spuneau că îi face bine pentru copil, pentru fier, pentru calciu, nu știu, pentru și... Și dumneavoastră, de unde știți că anume pastilele acestea i-au dăunat copilului? Dar ce i-a dăunat doamnă la copilului, da? Dar copilul a fost bine până în ultimele momente ca de viață n-a fi. Ce i-a dăunat? Dar ce să mai credem? De la maternitate, de la maternitate ce v-au spus? De la maternitate, când a născut, o duce acolo într-un salon care și la mine în jur, la vacă, la țară, aici e mai curat ca la salonul și ala. Angajații secției de boli infecțioase infirmă spusele Elenei Hurmuz. Aceștia susțin că au acordat ajutorul necesar tinerei și au menționat că tratamentul oferit nu a afectat cu nimic fătul. Mai mult decât atât, chiar Ionela este vinovată de moartea copilului său. Eu ce am făcut corect, nu i-am dat nimic care să-i facă rău, noi avem o grămadă de pacienți care au născut. Și nu a avut nimeni probleme, dar omul că vrea să nască, se duce la medic, se dispensarizează, sunt toștiți ca mine, că se fac într-o ală periodice, la anumite intervale, sunt legătura cu ginecologul, cu medicul de familie. La momentul de față, starea Ionelei este bună. Pruncul care, din spusele socrilor, a murit din motive neclare, a fost îngropat duminică 1 martie 2015. Familia fetei susține că nu va lăsa lucrurile nerezolvate. Aceștia planifică să scoată adevărul la suprafață și să găsească vinovații de moartea copilului și nepotului lor.